Când totul se sfărâmă în jurul tău, când ai pierdut totul, stai liniștit? Aceasta este marea întrebare. Oare chiar stau liniștit? Sau ce înseamnă să stau liniștit când lumea mi se sfărâmă în bucăți? Cum pot să stau liniștit? Lumea lui Iov s-a sfărâmat în bucăți și a pierdut absolut totul. Trei prieteni vin la el ca să-l mângâie. E bine, copleșit de suferință, Iov nu a fost mângâiat de Elifaz, ci condamnat de el. Elifaz, bazat pe observare și experiența de viață, explică suferința lui Iov ca fiind o pedeapsă pentru păcat. Pentru că nu-i așa? Avem legi care pedepsesc greșelile. Când cineva greșește, trebuie să-și ia pedeapsa. Iov, ai o pedeapsă? Înseamnă că ai greșit. Observarea și experiența de viață îl împinge pe Elifaz să-l condamne pe Iov. Însă Iov, în răspunsul lui, se ține tare în neprihănirea lui, spune cuvântul Scripturii. Și când Bildad, al doilea prieten, îl vede pe Iov că se ține tare în neprihănirea lui, iritat de faptul acesta, reacționează. Până când vei mai vorbi aceste lucruri și până când vor fi cuvintele tale ca un vânt măreț? Oare va perverti Dumnezeu judecata? Va perverti cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, el i-a pedepsit pentru fără de legea lor. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, dacă tu cauți bunăvoința celui atotputernic, dacă ești curat și drept, cu siguranță el însuși te va apăra și îți va da înapoi locuința dreptății tale. Apoi, Bildad, după ce îl mustră așa pe Iov, își continuă argumentul sau continuă rezoluția lui Elifaz, plecând la o altă rădăcină. Elifaz spune, observarea și experiența de viață îmi spune, Iov, dragă, că ai păcătuit. De aceea ești pedepsit. Bildad merge pe aceeași argumentare, dar pleacă nu de la experiența de viață, ci pleacă de la înțelepciunea moștenită de la înaintași. Și astfel, continuă Elifaz, întreabă, te rog, generația de dinainte și află căutările strămoșilor lor, pentru că noi suntem doar de ieri și nu știm nimic, iar zilele noastre pe pământ sunt doar o umbră. Oare nu te vor învăța ei și nu-ți vor spune și nu vor scoate ei cuvinte din inima lor? Crește papirusul unde nu este mlaștină? Crește trestia unde nu este apă? În alte cuvinte, suferința este un rezultat al păcatului. Din nou, Bildad chiar mai mult își asprește tonul. Copiii tăi, Iov, au murit din pricina răutății lor. Acum, în tot răspunsul sau argumentarea lui Bildad, există o logică și logica lui este corectă. Argumentul lui Bildad este corect. Uitați-vă cum argumentează el. Unu, el spune, Dumnezeu nu poate fi nedrept. Și vedem acolo, oare va perverti Dumnezeu judecata? Va perverti cel atotputernic dreptatea? Dumnezeu nu poate fi drept. A doua premisă a lui Bildad, Dumnezeu nu îl încearcă pe cel drept. Și aici ceva scârție, nu-i așa? El spune în versul 6, dacă ești curat și drept, cu siguranță, oare? Cu siguranță el însuși te va apăra. Sau versetul 20, Dumnezeu nu-l va respinge pe cel neprihănit, pe cel integru, nici nu va da putere mâinilor răufăcătorilor. Oare? În mintea lui Dumnezeu nu poate fi drept? Dumnezeu nu-l încearcă pe cel drept? Rezultă că Iov trebuie să fi fost nedrept. Argumentarea este logică. Dar cum am mai spus de atâtea ori, nu tot ce este logic este și adevărat. Nu tot ce este logic este și corect. Logica depinde de premisele de la care pleci.
Dacă o premiză este greșită, rezultatul va fi greșit categoric. Și a doua premiză a lui Bildad este greșită. Dumnezeu nu îl încearcă pe cel drept. Premiză greșită, rezultatul greșit. Iov, tu ai fost nedrept și de aceea Dumnezeu te pedepsește. În alte cuvinte, Bildad susține Iov, legea cauză-efect funcționează și în cele spirituale. Oare în totalitate și întotdeauna? Ceea ce ne conduce la cea mare întrebare a cărții Iov, la care pe scurt o să răspundem astăzi mai încolo. Conduce Dumnezeu universul strict după principiul justiției sau nu? Se pare că nu. Din perspectiva lui Dumnezeu, același efect, suferința în cazul lui Iov, poate avea mai multe cauze, poate avea cauze diferite. Haideți să ne uităm la câteva surse ale suferinței, câteva cauze ale suferinței. Pentru că o suferință nu este întotdeauna doar rezultatul unui păcat, a unei greșeli. Câteva surse ale suferinței. Unu, da, păcatul meu. Eu sunt de vină. Suferința poate fi, dar nu întotdeauna este o pedeapsă pentru păcatul comis. Deci păcatul meu poate fi o sursă a suferinței. Doi, o altă sursă a suferinței este păcatul altuia, greșeala altuia. Aici, cel ce a păcătuit este de vină, dar păcatul este personal, dar nu privat. De cele mai multe ori păcatul meu îi afectează și pe alții. Păcatul este al meu, greșeala este a mea, dar de cele mai multe ori îi atinge și pe cei apropiați mie. Și atunci o altă sursă a suferinței poate fi greșeala, păcatul altuia. Și eu sufăr din cauza păcatului lui. O a treia sursă a suferinței, urmărirea unui bine mai mare. Există un rău bun și asta o știm cu toții. Chiar dacă uneori ne este greu să o acceptăm. Există și un rău care îți face bine. Și nu-i de mirare când ai o copiliță de 5 ani la care îți descoperi că are un dințișor în plus. Soluția medicilor este trebuie scos afară ca să poată să crească ceilalți dinți. Și o duci la operație și scoți dințișorul și doare și ești cu rană și o duci cu tine suferința câteva zile bune și o faci ca părinte pentru că răul imediat conduce la un bun pe termen lung. Așa că uneori suferința poate fi cauzată de urmărirea unui bine mai mare decât un rău mic. O a patra cauză a suferinței poate să fie neglijarea pericolelor naturale. Cel care le ignoră este de vină. Când refuzi să accepți că există niște legi naturale și mergi împotriva lor, suferi. Orice viață extremă, orice sport extrem își are pericolele lui. Încerci să bați niște legi ale naturii. Făcând-o, poți ajunge să suferi, să te accidentezi, să rămână cu urmări pe viață, cu o suferință de o viață întreagă. Cauza suferinței în cazul acesta este neglijarea pericolelor naturale. Și mai este încă o sursă a suferinței. Evenimente imposibil de evitat. Și aici fie Dumnezeu, fie adversarul lui este de vină. Adică vin peste noi vremuri stabilite, îngăduite de Dumnezeu din cine știe ce motiv. Dumnezeu stabilește, îngăduie vremurile care vin peste noi, încercarea care vine peste noi. El o lasă. Tu ca om poți să le sfidezi și să ridici pumnul sau să le accepți căutând să înțelegi vorbirea lui, ce vrea el să-ți spună. Da, Dumnezeu lasă niște evenimente peste noi împreună cu posibilitatea și potențialul de a le răscumpăra, de a învăța ceva din ele. Iată cinci cauze, surse ale suferinței. Nu doar păcatul personal creează suferință, ci multe altele. Și tocmai de aceea ar trebui să nu fim grabnici la a acuza imediat suferința cuiva. Dar Bildad, în finalul argumentării lui, merge un pas mai departe decât Elifaz și asumă faptul că Iov
își pune încrederea în altceva decât în Dumnezeu. De aceea îl dojenește în versetul 13. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Încrederea lui e zdrobită, sprijinul lui este o pânză de păianjen. Se bizuiește pe casa lui, dar nu este tare. Se prinde de ea, dar nu ține. În alte cuvinte spune Bildad, foarte probabil că l-a uitat pe Dumnezeu. Și când îl uiți pe Dumnezeu și îți pui încrederea în casa ta, în bogățiile tale, în statutul tău, este o pânză de păianjen, te aghezi de ea și dus ești. Bildad duce acuzația ceva mai adânc. Apoi, în capitolele 9 și 10, Iov răspunde. Și el începe într-un mod surprinzător. Știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el din o mie de lucruri, n-ar putea să răspundă la unul singur. Iov, deși acceptă că în cele din urmă cel rău piere și nimeni nu se poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu, situația în care el se află îi produce confuzie. Îl vedem în răspunsul lui din capitolul 9 că unul știe că cearta cu Dumnezeu e neproductivă. Citiți versetele 4 la 19. Știe că cearta cu Dumnezeu este neproductivă, nu folosește la nimic. Ascultați-l. Vorbește despre Dumnezeu. El, Dumnezeu, are o inimă înțeleaptă și o putere mare. Cine i s-a împotrivit și a rămas teafără? Cum pot eu să-i răspund? Cum pot să-mi aleg cuvintele înaintea lui? Chiar dacă aș fi drept, nu i-aș putea răspunde? Nu pot decât să caut bunăvoință la judecătorul meu. El știe, eu știe că cearta cu Dumnezeu este neproductivă. N-ai cum să-ți scoți dreptatea înaintea lui. Poți doar să-i cauți bunăvoința. Știe asta Iov? Și în cele ce urmează, el recunoaște că nu e perfect. Iov nu pretinde că nu a păcătuit, ci pretinde că rezolvându-și păcatul de fiecare dată, nu merita o astfel de suferință. Nu uitați, Iov nu știa ce se întâmpla în lumile spirituale. El recunoaște că nu este perfect, dar pretinde că este credincios lui Dumnezeu. Nu spune că n-am păcătuit niciodată, ci spune, mi-am rezolvat păcatul de fiecare dată, am adus jertfele necesare, mi-am cerut iertare Domnului, m-am curățit înaintea Lui. Nu merit o astfel de suferință? Oricâtă dreptate aș avea, versetul 20, capitolul 9, gura mea mă va osândi și oricât de nevinovat aș fi, El mă va arăta ca vinovat. Nevinovat sunt, dar nu țin la viață. Îmi disprețuiesc viața. Știe că nu-i perfect, dar pretinde că el este credincios lui Dumnezeu și și-a rezolvat păcatul conform voii lui Dumnezeu. Iov arată perplexitate cu privire la metodele lui Dumnezeu de a se raporta la el. Nu se dezice de Dumnezeu, ci doar spune, Doamne, nu înțeleg ce mi se întâmplă. Deși rămâne loial lui Dumnezeu, în durerea lui, Iov face afirmații pe care le va regreta mai târziu. Și cum ne regăsim și noi în situații de felul acesta. Ascultați-l pe Iov în durerea lui maximă și în faptul că nu înțelegea ce se întâmplă. Ascultați-l ce spune. El, Dumnezeu, râde de încercările celui nevinovat. Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit. Dumnezeu acoperă ochii judecătorilor. De nu el, apoi cine altul? Sunt niște acuzații foarte acide. Cinismul se strecoară înăuntru lui. Nici pic de dreptate. Dumnezeu râde de cel care încearcă să trăiască frumos. Acoperă ochii judecătorilor. Nu suntem și noi într-o situație asemănătoare când suferim? Cinismul se strecoară înăuntru, nimic nu mai este bine, nimic. Ne facem scenarii absurde, inventăm lucruri care nu sunt, facem acuzații înfiorătoare, limba devine acidă. Scenariile pe care le prelucrăm în mintea noastră ne vor duce la concluzii periculoase. Presupozițiile greșite dau naștere concluziilor greșite. Să nu ne bazăm concluziile despre viață pe experiențele noastre limitate. Dacă ai cumva tendința de a te îndoi de caracterul lui Dumnezeu, adu-ți aminte că tu nu ai acces la întreg tabloul realității. Tu nu prea știi cum stau lucrurile
în afara ta. Nu te grăbi să faci scenarii. Nu te grăbi să dai drumul cinismului tău. Pentru că mai târziu, cu siguranță, îl vei regreta. Și trebuie să-ți iei cuvintele înapoi. Ceea ce se va și întâmpla cu Iov la un moment dat. În timpuri de durere prelungită, este natural să te îndoiești sau să devină răbdător. Cred că de aceea Scriptura menționează aceste cuvinte ale lui Iov. Să pricepem că Dumnezeu se uită totuși cu milă peste tine care suferi. Și chiar dacă vorbele tale sunt exagerate și cinismul tău este acid, în vremuri de durere prelungită, Iov s-a îndoit. Iov a devenit nerăbdător. Iov a avut o limbă ascuțită. Și cu toate acestea a putut fi răscumpărat. Asta înseamnă că și eu pot. Atunci, în vremuri de durere prelungită, ai nevoie de alți oameni pe lângă tine care să aibă răbdare cu tine. Capitolul 10 este un roller coaster emoțional. Un tipar al reacției omului în suferință. Și am stat și m-am întrebat, de ce trebuie să citesc toată chestia asta? Ce mă mai poate învăța? Adică un om în durere își dă drumul, așa, și ce învăț eu de aici? Care e relevanța pentru mine astăzi? Relevanța este următoarea. Este un tipar al meu și al tău când te afli în suferință. Capitolul 10 este sus și jos. Începe cu autocompătimire. Versetele 1 și 2, ascultați-l pe Iov cum se autocompătimește. M-am dezgustat de viață, voi da drum slobot plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Autocompătimire? Numai că autocompătimirea se află la un pas de autoneprihănire și implicit de învinovățirea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ținem scorul nedreptăților de care am parte, spunem, nu-i cinstit! De ce vin toate astea peste mine? Nu-i cinstit! Și pasul următor este să-L tragem pe Dumnezeu la răspundere. Ceea ce Iov și face, versetul 3 la 8, învinovățirea lui Dumnezeu. Îți place să chinuiești? Să disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne? Sau vezi cum vede un om? Autocompătimire. Sunt dezgustat de viață. Dar ți-e place să chinuiești? De la versetul 9 la 12, din nou autocompătimire. Adu-ți aminte că tu m-ai făcut, m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci țărână? Nu mai mulți ca laptele, nu mai închegat ca brânza, din nou autocompătimire. Pentru că în versul 13, iată totuși ce ascundeai în inima ta. Iată, știu acum ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ies fără de legea și dacă îndrăznesc să ridic, mă urmărești, să mă ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat, îmi pui înainte noi martori împotrivă, îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Autocompătimire, învinovățire. Pentru că în versetul 18 să se întoarcă la autocompătimire. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de-aș fi murit și ochiul tău să nu mă fi văzut. Aș fi ca și cum n-aș fi fost. Și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Autocompătimire, învinovățirea lui Dumnezeu. Autocompătimire, învinovățirea lui Dumnezeu. La ce ne ajută tot strigătul acesta? Tot rolul costorul ăsta emoțional? Ne învață ceva? E bine, eu cred că da. Cunoașterea acestui tipar ne poate fi de folos. Unu, în propria suferință. Când treci printr-o suferință prelungită, nu te învinovăți. Ne ajută să nu ne învinovățim pentru exprimarea durerii resimțite. Și Iov a făcut-o. Un om neprihănit după voia lui Dumnezeu, până și el nu și-a putut ține gura. Cunoașterea acestui tipar te ajută să nu te învinovățești peste măsură în propria suferință. Și doi, cunoașterea acestui tipar ne poate fi de folos în abordarea suferinței altora, ca să nu-i judecăm pe cei ce se plâng, ca să nu sărim repede, să-i punem la punct. Și credeți-mă, când unul în suferință îți trimite mesaje
despre faptul că nu mai înțelege de ce fetița lui moare, nu mai înțelege de ce toți copiii din familie de necredincioși au primit tratamentul și s-au vindecat și fetița ta, tu credincios fiind, nu se vindecă împreună cu un alt copil, tot din familie de credincioși. Când vezi astfel lucruri, nu te miri de ce mesaje primești, de întrebările pe care le ridici. În alte condiții, ai răspunde imediat unor astfel de vorbe ascuțite. Numai că, văzând acest tipar și văzând suferința altuia, poți să te abții să nu-i judeci pe cei ce se plâng. Pentru că este normalul. Pentru că nu mai poți duce. Și acestea sunt cele trei capitole ale dialogului dintre Bildad și Iov. Dar care sunt câteva aplicații? Bun, am înțeles cu ce merg acasă? Ce pot înțelege mai mult astăzi? Și aș pleca în aplicațiile acestea de la cuvintele lui Iov, că nu sunt degeaba scrise acolo, capitolul 10, de la 2 la 4. Arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești? Să disprețuiești făptura mâinilor tale? În timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne? Sau vezi cum vede un om? Eu vreau niște răspunsuri, pentru că ceea ce mintea nu înțelege, inima nu poate primi. Oare ce am putea înțelege noi cu mintea, ca mai apoi să putem primi și cu inima? De aceea, un prim rând de aplicații are de-a face cu întrebările suferinței. Este bine să încercăm să înțelegem și cu mintea conceptul suferinței. Încercarea de a dezlega enigma rostului și rolului suferinței este ca citirea unei cărți într-o limbă străină ție. Citești o pagină și recunoști doar două, trei cuvinte în acel moment. Nu spui, cartea aceasta este un nonsens, autorul ei este rău, autorul ei nici măcar nu există, și arunci cartea. Nu, ci mai degrabă spui, măi, pentru că recunosc câteva cuvinte pe aici, pe acolo, sunt convins că și restul are sens. Când am să învăț limba, am să înțeleg. Așa stau lucrurile și cu suferința. În cartea suferinței este o limbă străină. Descoperi 1, 2, 3 cuvinte pe care le înțelegi. N-are rost să arunci totul, ci merită să te întrebi, oare ce pot înțelege? Care-i sensul cărții întregi? Clar că are sens, pentru că înțeleg câteva cuvinte. Primul lucru pe care credinciosul îl face cu problematica suferinței este să o accentueze. Pentru noi problema cea mai mare ca credincioși este problema suferinței. Dacă Dumnezeu este dragoste, atunci cum te îngăduie răul peste cei pe care îi iubește? Necredinciosul, în schimb, nu are de rezolvat problema răului în univers. Pentru că, dacă nu este Dumnezeu, răul este parte din viață. Asta este, descurcă-te. În schimb, necredinciosul are o altă problemă de rezolvat. Poate chiar mai mare problema, binelui. Dacă Dumnezeu nu există, atunci cum de există binele? Jertfa de sine, eroismul, respectul. Problema credinciosului este de ce există răul? Problema necredinciosului este de ce există binele, cum de există binele. Dar noi suntem credincioși, așa că haideți să încercăm să răspundem la întrebarea aceasta. Cum împăcăm existența suferinței cu un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor și infinit de bun? Asta ne frământă pe noi. De ce nu intervine Dumnezeu când este atotputernic, atotștiutor și infinit de bun, așa cum pretindem că este? Pentru că ceea ce mintea nu înțelege, inima nu poate primi. Așa că haideți să ne punem mintea la contribuție, să înțelegem cel puțin la nivel rațional câteva lucruri cu privire la suferință. 1. Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu oprește suferința imediat? Pentru că omnipotența lui Dumnezeu nu înseamnă că poate face orice, ci poate face orice este semnificativ, orice are sens, orice are valoare.
omnipotența lui Dumnezeu nu este arbitrară, fac ce vreau. Omnipotența lui Dumnezeu se manifestă în tot ceea ce are sens, este semnificativ, are valoare. Omnipotența este voia lui Dumnezeu pusă în funcțiune. De aceea, într-un anumit sens, putem vorbi despre lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Și sunt multe lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Asta nu înseamnă că nu este atotputernic. De exemplu, Dumnezeu nu se poate face pe sine însuși să nu mai existe. Dumnezeu nu poate transforma binele în rău. Dumnezeu nu poate face greșeli. Dumnezeu nu poate lăsa păcatul nepedepsit. Dumnezeu nu poate îngădui păcatul în rai. Dumnezeu nu poate ierta păcatul în afara jertfei Fiului Său. Dumnezeu nu se poate opri din a ne iubi. Și lista poate continua. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Dar asta nu înseamnă că nu este omnipotent, atotputernic. Nu-i știrbește cu nimic atotputernicia. Pentru că atotputernicia lui înseamnă voia lui, ceea ce este semnificativ, bun, are valoare, voia lui pusă în funcțiune. Așa că, în decizia lui Dumnezeu de a crea ființe umane cu voință liberă, este inclusă, vine la pachet, posibilitatea facerii răului, deci a suferinței ce rezultă din rău. Bine, și atunci Dumnezeu a creat răul? Nu. El a creat doar posibilitatea răului. Oamenii au actualizat această posibilitate. Bine, dar atunci de ce nu a creat oameni fără voință liberă? Ar fi fost atunci o lume fără ură? Da! Ar fi fost atunci o lume fără suferință? Da! Dar ar fi fost și o lume fără dragoste. Pentru că dragostea implică alegere, voință liberă. Ar fi absurd ca noi trăim în lumea roboților. Și roboții pe care îi creăm astăzi sunt umanoizi deja. Seamănă cu oamenii, vorbesc ca oamenii, se comportă ca oamenii. Ar fi culmea, tu ca inventator, să creezi niște roboți de felul acesta care sunt după chipul și asemănarea ta. Dar ei sunt programați de tine. Ei n-au voință liberă, ei fac ceea ce tu îi înveți să facă. Și ar fi absurd să te amăgești tu ca inventator. Să te uiți la roboții creați de tine și să spui, iubiți-mă. Și să vină să spună, te iubesc. Dar tu știi că e programat să zică. Ei nu o fac din voia lor. Ei o fac pentru că tu i-ai obligat să o facă. Te-ar încălzi cu ceva declarația lor de iubire? Nu! Nu! Dragostea implică alegere. Iar alegerea poartă cu sine și posibilitatea ca omul să facă răul. Pentru că Dumnezeu nu poate sili, El poate doar curta. Dragostea este întotdeauna persuasivă, niciodată coercitivă. Dragostea nu obligă pe nimeni la nimic. Dumnezeu nu intră în viața noastră cu bocancii, pentru că dragoste cu sila nu se poate. El se descoperă discret și echilibrat, ca să ne dea spațiul necesar alegerii personale. Dar dacă Dumnezeu este un Dumnezeu atotștiutor, și știe că doare, de ce îngăduie suferința? Două răspunsuri. Haideți să gândim în felul următor. Dacă Dumnezeu ar opri răul, ar trebui să anuleze și voința noastră liberă. Dacă ar anula voința noastră liberă, noi nu am mai putea experimenta cel mai mare bine, iubirea Lui. Rezultă că dacă Dumnezeu ar opri răul și ne-ar anula voința liberă, Dumnezeu ne-ar face cel mai mare rău, pentru că ne anulează capacitatea de a experimenta cel mai mare bine, iubirea lui Dumnezeu. Lucrurile nu sunt chiar așa de simple cu voința liberă? Oare chiar vrem ca Dumnezeu să elimine voința liberă? De fapt, nici noi nu vrem. Să dau câteva exemple. Spunem că tu vrei să fumezi. Vrei să fumezi. Asta este dorința ta și vrei să o faci că ești un om liber. Dumnezeu, știind că nu este bine, de fiecare dată când îți aprinzi țigara, face ca din ea să iasă balonașa de săpun. Ești iritat, ești frustrat, tu vrei să fumezi. De ce ies balonașele alea? Intervine, interferează peste voia ta. Sau, eu știu, tu vrei să bei o bere. Știind că tu nu reziști la băutură, pe când vrei să o înghiți, Dumnezeu îți transformă berea în lapte. Ca să-ți facă bine. Te irită lucrul acesta. Nu-ți convine. Interferează cu voia ta. Sau îți place viteza?
știind că obișnuiești să depășești în mod periculos limita legală, te lasă prins, amendat și cu carnetul ridicat de fiecare dată. Interferează cu voia ta. Te enervează locul acesta. Observați? Fiecare dintre noi suntem deranjați de răul generat de alegerile libere ale altora, dar nu de răul generat de propriile noastre alegeri. Așa că, dacă vrem să-L vedem pe Dumnezeu curmând răul, trebuie să fim pregătiți să înceapă cu noi. Vrei să curme Dumnezeu răul acum, să ia voința liberă acum, trebuie să înceapă cu tine. Și nu ne convine. De fapt, ne place și ne bucurăm să avem voință liberă, chiar dacă aceasta generează și suferință. Al doilea răspuns la de ce un Dumnezeu atotștiutor, care știe că doare, îngăduie răul, este următorul. Fiind atotștiutor, El cunoaște nu numai binele și răul prezent, ci și binele și răul viitor. Atunci este rezonabil să acceptăm că un Dumnezeu iubitor poate tolera lucruri oribile pentru că El prevede, El știe, atotștiutor, că ceva bun poate ieși din răul tolerat. Nu credeți? Dumnezeu ne-a arătat deja cum un lucru nespus de rău, de nedrept, a condus la un lucru nespus de bun. Jertfirea lui Iisus Hristos, deocidul, uciderea lui Dumnezeu. Un lucru nespus de nedrept a condus la un lucru nespus de bun pentru fiecare dintre noi. Dar dacă Dumnezeu este infinit de bun, de ce nu intervine când ne este greu? Pentru că eu cred că cu toții știm răspunsul. Pentru că dacă ar interveni de fiecare dată când ne este greu, am devenit niște copii răsfățați care nu se vor maturiza niciodată. Și noi ca părinți facem la fel. Sau ar trebui să facem. Lăsăm anumite greutăți peste copiii noștri ca să învețe, să se învețe cu viața, să se învețe să o trăiască. Pentru că viața aici este grea, pentru că viața aici are multe puncte terminus, multe răscruci de drumuri și atunci îi lăsăm să se chinuie puțin ca să-și dezvolte abilitățile de a-și trăi viața. Așa că Dumnezeu permite suferința și ne privează uneori de binele mai mic al plăcerii pentru a ne îndruma spre un bine mai mare al formării morale și spirituale. Și avem multe exemple din viață pe care le-am putea folosi aici. Bun nu înseamnă fără durere. Porți un aparat dentar ca să-ți îndrepte dinții, să-ți arate mai bine dinții, și suferi câteva luni de zile sau ani de zile și nu poți mânca orice, nu poți mânca lunele preferate și alte lucruri de felul acesta și te doare, dar suporți durerea pentru un bine mai mare. Bun nu înseamnă fără durere. Așa că o primă aplicație a avut de-a face cu întrebările suferinței. Arată-mi de ce te cerți cu mine. Ceea ce nu pricepem cu mintea este greu să primim cu inima. Câte ceva pricepem. O altă aplicație are de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu. Și din nou, conduce Dumnezeu universul strict după principiul justiției? Răspunsul este nu. Ne uităm în jurul nostru și vedem oameni uciși și schilodiți în nord-estul României. Auzim și vedem copii arși și decapitați în Orientul Mijlociu. Și exemplele pot continua. Cum de Dumnezeu nu vine și termină odată treaba asta? Pentru că Dumnezeu conduce universul, sau nu conduce universul strict după principiul justiției, ci principiul dreptății absolute este ajustat de principiul iubirii, de principiul harului, de principiul transformării după chipul lui Iisus și așa mai departe. Dumnezeu nu aplică o dreptate absolută deocamdată. Pentru că Dumnezeu trebuie să aibă grijă de toți copiii Săi, și cei ascultători și cei neascultători. Toți sunt copiii Săi. Și iubește egal pe toți. Și atunci, principiul dreptății absolute este ajustat de principiul harului. Și iarăși, n-avem cum să nu înțelegem ca părinți. N-avem cum. Când ai doi copii, un ascultător și unul nu. Și când ai doi copii, ascultători sau doi neascultători,
E același lucru. Foarte rar aplicăm dreptate absolută. De cele mai multe ori o ajustăm. Cu un pic de răbdare, cu un pic de har, mai închidem ochii, mai acționăm discret ca să corectăm, mai căutăm soluții și venim cu rețete de tot felul ca să se împace unul cu altul. Nici noi nu ne conducem universul strict după principiul justiției. Ne-am distruge copiii. La fel face și Dumnezeu. Pentru că dreptatea trebuie înțeleasă corect. Perspectiva greșită este legea dreptății și Dumnezeu de desubt. Ca și cum Dumnezeu se supune legii dreptății și trebuie să acționeze conform ei. Nu, legea dreptății nu este deasupra lui Dumnezeu. Perspectiva corectă este inversă. Dumnezeu și legea dreptății. Legea dreptății se supune lui Dumnezeu. Dumnezeu stabilește ce e drept și ce nu e drept. El este standardul dreptății și își folosește puterea potrivit cu moralitatea lui. De aceea, orice face Dumnezeu este corect, chiar dacă nu înțelegem pe moment. Și atunci, poate că ne ajută la ceva înțelegerea acestei dreptăți a lui Dumnezeu. El nu conduce universul strict după principiul justiției, ci îl ajustează cu alte principii ca să ne facă bine tot nouă. Și a treia aplicație intră într-un domeniu mai de inimă. Raportarea la cel ce trece prin suferință. De fapt, este o chemare la empatie și o chemare la respingerea judecății. Empatia este o formă de intuire a realității prin identificare afectivă, spune dicționarul. Adică abilitatea de a experimenta și relaționa cu gândurile, emoțiile sau experiența altora. Așa o definește dicționarul. Este un soi de să reușești să te pui în pielea lui, ca să înțelegi prin ce trece. Înseamnă a te identifica cu trăirile celuilalt fără a fi neapărat de acord cu procedurile, faptele sau reacțiile sale. Pur și simplu te pui în pielea lui și înțelegi prin ce trece. Simpatia este definită de Dex altfel, sau astfel. Atracție, înclinare, afinitate pe care cineva o simte față de o persoană sau pe care o inspiră cuiva. Asta este simpatia. Și compasiunea, tot dicționarul o definește ca fiind comizerație, compătimire, milă. Un fel de sentiment de compătimire față de suferințele și nenorocirile cuiva. De ce le-am pus în fața noastră? Pentru că să facem distinția între ele ne ajută. Poți avea empatie pentru cineva pe care nu-l simpatizezi. Poți avea. N-ai afinitate față de o anumită persoană. Nu ai nicio atracție față de o anumită persoană. Nu simți cu ea. Nu ți-e simpatică. Dar când treci printr-o mare nenorocire, poți să simți cu el și te apropii de el. Poți să ai empatie pentru cineva pe care nu-l simpatizezi. Dar și invers e adevărat. Poți avea atât simpatie, cât și compasiune pentru cineva, fără să empatizezi cu el. Și acesta este cazul prietenului Iov. Aceștia au avut și simpatie, erau prietenii lui Iov. Iov era prietenul lor. Erau apropiați. Erau un cerc de prieteni. Aveau simpatie față de Iov și aveau și compasiune. Au bătut-o drumul, au venit la Iov și au stat 7 zile fără să scoată o vorbă. Au avut milă de Iov, de aceea s-au prezentat acolo. Ei au avut atât simpatie cât și compasiune, însă n-au avut empatie. Ei n-au simțit cu el, nu s-au identificat cu gândurile, cu emoțiile, cu experiența lui Iov. Prin ce trece omul ăsta? Cum de... De ce este importantă empatia? N-ar fi suficient să fim amabili, politicoși, mereu pregătiți cu soluțiile pe care să le oferim? Nu! N-ar fi suficient. Din două motive. Unu, pentru că în lipsa empatiei, soluțiile au șansa să fie superficiale, ineficiente sau chiar nocive. Empatia este mai eficientă decât condamnarea. În lipsa empatiei, soluțiile pe care vrei să le dai sunt ineficiente.
tu nu te-ai identificat cu gândurile, cu emoțiile celuilalt și poți veni cu soluții superficiale. Al doilea motiv pentru care nu este suficient să fii amabil, politicos, plin de milă și de simpatie față de omul de lângă tine, este pentru că cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De către cine? De către Dumnezeu și de către oameni. Și exact acest lucru vom vedea că s-a întâmplat cu prietenii lui Iov. Pentru că păcatul de a condamna este autodestructiv. Iisus atenționează sever omul cu spirit de judecată, care caută în adins, care vânează greșelile altora, omul care și-a dezvoltat un obicei și o plăcere din a descoperi fisurile altora și le aduce la lumină cu satisfacție. Spiritul de judecată este contraproductiv, este o gravă fisură de caracter care se întoarce împotriva ta și vei fi cântărit la rândul tău după normele folosite de tine. Apoi, spiritul de judecată te desprinde sau te deprinde să vezi și ceea ce nu există și astfel te încarci cu păcate noi. Vezi ceea ce vrei să vezi, devii atât de absorbit de fisurile și defectele celuilalt, încât începi să vezi și lucruri care nu există. Și spiritul de judecată este progresiv, te consumă și te desprinde de autoexaminare. Devii orb la păcatele tale, la defectele tale și astfel rămâi încărcat cu păcatele tale, că nu le vezi și rămân pe tine. Este o chemare, pasajul de astăzi, o chemare la empatie și o desprindere de judecată. Pentru că spiritul de judecată, mai ales asupra celui ce suferă, se va întoarce împotriva ta și vei fi cântărit după normele folosite de tine. Spiritul de judecată te încarcă cu păcate noi pentru că începi să vezi și ceea ce nu există. Și spiritul de judecată te consumă, te orbește la propriile tale defecte și rămâi încărcat cu păcatele tale. Așa că, în concluzia zilei de astăzi, suferința poate avea cauze și efecte multiple. Nu este doar o urmare a păcatului săvârșit. În timpuri de durere prelungită, este natural să te îndoiești, să devină răbdător, să strigi. Empatia față de cel ce suferă este mai eficientă decât condamnarea. Dumnezeu nu conduce lumea strict după principiul justiției. Ar fi vai de noi să o facă, nici unul n-am scăpat cu bine. Așa că, haideți să mergem cu acest adevăr în continuare. Lumea aceasta, cu ființe libere, să accepte sau să respingă dragostea lui Dumnezeu, nu este cea mai bună lume, ci doar cea mai bună cale spre cea mai bună lume, raiul în prezența lui Dumnezeu. Vă invit să plecați capul și să închidem ochii. Pentru că până la urmă stăm în fața unei povestiri plină de suferință. Și după atâtea milenii de când a fost scrisă, parcă nu ne mai identificăm cu ea. Parcă este povestirea cuiva undeva. Și de fapt povestirea aceasta este pentru noi. Pentru noi în necazurile și în suferințele noastre. Lumea aceasta, cu ființe libere, să accepte sau să respingă dragostea lui Dumnezeu, nu este cea mai bună lume, ci este doar cea mai bună cale spre cea mai bună lume. Haideți acolo înăuntru nostru fiecare să ne îndreptăm gândul spre Dumnezeu și să ne evaluăm puțin. Să ne evaluăm puțin pumnul ridicat, răsfățul poate obraznic, în modul în care l-am întrebat sau ne-am raportat la el când mici neajunsuri ne-au, spunem noi, sfărâmat viața. Este nedreptate în lume, da, este.
Este suferință nemeritată în lume, da, este. Este lumea aceasta neplăcută, da, este. Dar este și cea mai bună cale spre cea mai bună lume. Pentru că Dumnezeu are grijă ca noi să străbatem calea și să ajungem unde trebuie.